Marian Dobre, vicepreședinte AUR Timiș, spune că singura salvare a PSD și PNL pentru a scăpa de furia românilor este comasarea alegerilor. Dobre mai susține și faptul că măsura este una dictatorială. Ce ar însemna comasarea alegerilor, explică Marian Dobre. Comasarea alegerilor va produce confuzii legislative pentru alegători și posibil pentru organizatorii acestora. Comasarea afectează principiile legislative fundamentale care țin de claritate și stabilitate legislativă. Prin faptul că suprapunerea unor reguli electorale diferite, un număr mai mare de buletine de vot, și anume 5, la număr votul în circumscripții diferit ar putea afecta participarea informativă a alegătorilor. Alegerile europarlamentare și cele locale se desfășoară după logici electorale diferite. Vicepreședintele AUR Timiș amintește că în urmă cu 12 ani PSD și PNL depuneau sesizări de neconstituționalitate față de un proiect de comasare a alegerilor locale cu parlamentare propus de guvernul Boc. Marian Dobre explică că este vorba despre un atac la ordinea constituțională și drepturile românilor. Acesta a fost și motivul pentru care AUR a protestat în fața sediilor PSD și PNL, susținând că prin această comasare se asistă la moartea democrației românești.